Proștii de Liviu Rebreanu Când să iasă Nicolae tabără din casă, se poticni în prag și cât paci să se prăvale cu desagi de -a umăr cum era. Bagă de seamă, bărbate, îi zise nevastă sa cu glasul răgușit de spaimă. Bagă de seamă să nu pățești ceva, că asta nu înseamnă bine. Ia taci, mulcom, măi, drace, nu-mi tot cobia rău. Mormăi țăranul necăjit, boșdicăind până în mijlocul ogrăzii. Da ce să pățesc?" urmă apoi mai răspicat. Numai voi să aveți grijă să nu-mi ticluiți vreo poznă până ce ne întoarcem noi. Să fii cu ochii în patru la apologul celălalt din livadă, să nu-l lași să vi-l mănânce toți câinii. Mai boscorodi el vreo trei vorbe, apoi își scoase pălăria de paie zdrențuită, își făcu cruce, închinându-se ca la mătanie și rosti domol. Doamne ajută! Pe urmă își îndesă pălăria în cap, tușit de două ori, scuipă ascuțit și se întoarse spre feciorul său, care aștepta somnoros de o parte. Hai, băiete, să pornim, să nu întârziem! Femeia, luminându-le din prag cu felinarul, adăugă și ea cu mintea ei cea proastă. Așa, așa, grăbiți-vă, să nu vi se întâmple ceva. Dumnezeu să vă ajute! Dar Nicolae nu mai auzi, ieșise repede din ogradă și o apucase cu pași voinicești pe ulița ce se întindea ca un brâu albineț printre casele pitite în noaptea de păcură. În urma lui, feciorul tândălea ca un mân strudit, ciulind urechile și uitându-se, când în dreapta, când în stânga, parcă i-ar fi fost frică să nu se năpustească cineva asupra lor. În colțul ulicioarei ce ducea la gară, Felinarul funinginit împrăștia o lumină gălbuie mucezită. Urmele pervazurilor se tolăneau rășchirate ca degetele unei mâini uriașe și se pierdeau îndată în beznă. Taci că-i bine!" răsuflă Nicolae, oprindu-se o leacă sub felinar. Oare nu fi trecut?" bâlbâi feciorul ca să zică și el ceva. Da, de unde? Doar l-am auzit șuierând, făcu bătrânul cu mândrie, urnindu-se iar înainte. Gara era pustie toacă. Numai într-un ochi de fereastră clipocea flacăra bolnavă a unei lămpi de veghere. Cele trei perechi de șine licăreau ca niște dungi de argint sub pulpuirea luminii chircite. Bine că ne vedem aici!" blogodori Nicolae tabără, scârjuind prundișul peronului cu pașii săi apăsați. De acum poate veni când i-o plăcea, că nu-mi e frică. Dibuirea amândoi prin întuneric, căutând vreun loc șor unde să se adăpostească până va sosi trenul. Feciorul, mai îndrăzneț, se apropie de ușa sălii de așteptare și puse în cetinel mâna pe clanță. Era încuiată. Zări în stânga ușii o bancă. O pipăi cu băgare de seamă, parcă s-ar fi gândit să se așeze sau nu. Stătu o clipă la îndoială și, în sfârșit, se lăsa alături pe lespedea de piatră dinaintea pragului. Bătrânul își alunecă sarcina pe bancă și se cocoloși și el lângă fecior. – Pe semne cam de vremior! – se scânci feciorul într-un târziu cu glas potolit. – Pe semne! mă aștepta ce să facem! – răspunse Nicolae obosit. Și de acum amuțiră amândoi. Priveau duși încoace încolo... Se așezau mai bine pe lespede și gemeau înnăbușit în răstimpuri, Parcă ar fi fost strânși în curele. Cerul se mai răzbunase. Pete vine de șterse, presrate rar cu stele, Se deschideau prin volbura neagră de nouri. Și întunericul începu a se limpezi. De jur împrejur, linii spălăcite, nehotărâte, tremurau în beznă. Coamele dealurilor din față, ca un tăiuș de fierăstrău uriaș și hodorogit, se desenau din ce în ce mai lămurit pe pânzișul cenușiu al văzduhului, iar deasupra lor coroanele plopilor bătrânite pe țărmul someșului se ridicau negre ca niște mâini amenințătoare. Gălgăitul trudit al apei rătăcea prin aer ca tânguirile neînțelese ale unor oameni prăpădiți de nevoi. Plăcăul se cotoșmâni mai bine pe lespede. Își aduse genunchii până la nas și, cuprinzându-i cu amândouă brațele, băigui scurt și mustrător. Nu mai vine! Nu! Tuși Nicolae, scotocind în chimir după lulea. Aprinse și începu a păcâi alene, nepăsător, scuipând des și țâșnitor printre dinți. Gara cu magaziile ei sure, a se dezbrăca de întuneric. Un vânt aspru, tomnatic, vâjâia prin porumbiștea din prejur, scutura stăruitor o lanele acoperișurilor iar peste linie, ascunsă sub sălciile zăvoiului, hruba de nuiele a hamalului răsări și ea, trezită din somn, cu ochiul ei roșu, plâns și ars de sărăcie. Dinspre târg deodată se desluși zgomotul unor pași târâți, greoi, însoțiți de gemete înfundate. Feciorul ridică fruntea și trase cu urechea. Vine cineva!" zise înnăbușit. Portița zăplazului scârțâi prelung, și o babă gârbovită ca un gânj, cu fața zbârcită ca o hribă uscată, se apropie de drumeți. Oare n-am întârziat oameni buni? Întrebă dânsa îngrijorată. Nu, Lele, nu, murmură Nicolae cu pipa între măsele. Da, până unde? Adăugă apoi cu jumătate de gură, în vreme ce baba se ghemui pe bancă, gâfâind ca un dobitoc trudit. Până la Beclean, răspunse ia pe țigăiat, ștergându-și obrajii cu mânecile cămășii. Numai până la Beclean. A, ah, vai de sufletul meu ce-am alergat! Mă temeam să nu întârziu, doamne ferește, de năpraznicul ăsta de tren, că mi s-a părut că-l aud șuierând când eram pe la biserică. Uf, toată sunt lac de apă! Și dumneavoastră l așteptați! Îl așteptăm și văd că nu mai vine. Vă duceți departe? Ba nu, până la salva. Apoi ce să faci? Cată să ne sfărmăm și să ne izbim, dacă vrem să trăim în pârdalnic asta de lume. Așa, ce să facem? Și iar mocniră, acum atus trei, oftând și gemând în răstimpuri, cum fac țăranii când nu știu ce să vorbească. După o bucată de vreme, un felinar verde ieși din cocioaba hamalului. Lumina gătuită se bălăbănea necurmat, dispărea și iar se vedea. Aha, tresări flăcăul. De acu îndată sosește. Felinarul se mări din ce în ce și pe urmă se desluși și chipul negru bărbos al hamalului. Să dea Dumnezeu bună dimineața! Făcu Nicolae tărăgănat și smerit, sculându-se și dându-se la o parte. Noroc! Bombăni scurt hamalul. Oare vine de grabă, domnule? Întrebă și baba, apropiindu-se un pas spre hamalul care înjura, necăjindu-se să potrivească cheia în broasca ușii. ce tot dârliește aici, babo? ce toci capul și dumneata? Nu cumva ți-ai ținea gura?" Se deodată hamalul, se meț în sufletul său rânced că poate certa și el pe cineva care e mai slab decât dânsul. Apoi, încetul cu încetul, gara se dezmorți. Prin săli, pe peron, Luminile lămpilor începură a răspândi raze palide, cârcălite, care tremurau și se îngrămădeau pe fețele încrețite ale celor ce așteptau. Pe ulicioară se auzeau tot mai des leopăiturile pașilor grăbiți. Când și când, uruitul roților unei trăsuri înjunghea văzduhul, se iuțea apropiindu-se și se tăia scurt. Urma găfuitul cailor trudiți, vorbele repezi aruncate din vârful limbii ale celor ce soseau. Acum sala de așteptare gemea de lume. Țăranii, cu fețele subte, cu umerii obrajilor ieșiți în afară, cu barba și mustățile zbârcite, se îmbulzeau de avalma printre muncitorii spâni, cu obrajii ca cenușa, îmbrăcați în straie nemțești, murdare și ferfenițite. Apoi, deodată, dintr-o odaie vecină, șeful gării ieși somnoros, bosunflat, învăluit într-o manta groasă și intră în birou trântind ușa se certase cu nevastă sa, fiind că îl sculase mai devreme cu cinci minute și acum era furios pe toată lumea. Printre oamenii din sală se răspândiră ca fulgerul șoaptele. Biletele! Vine îl ce dă bilete! Haideți la bilete! Șeful însă se plimba plictisit, încoace și încolo, cu ochii jumătate închiși, pe urmă se opri, se întinse de câteva ori de ipocniră oasele, își aruncă privirea spre ceasornicul din perete și se repezi pe peron, unde prin se trece în revistă pe pasagerii care tropăiau din picioare, zgribuliți și rebegiți de frig. În sfârșit, geamul ghișeului se deschise și pe marmora soioasă începura a zângăni banii a zvârliți în pripă. Nicolae tabără cu feciorul său, se umeriră și dânsii de zor spre rampă, strângând în pumni încleștați paralele umezite de sudoare dar un vardist coșcogea se răpști la el, aținându-le calea. Unde vă burdușiți, e? Eh? Nu puteți aștepta până vă vine rândul? Ei, drăcia dracului! Îl înșfăcă pe Nicolae scurt de guler și îl bruftuind dărât, apoi întorcându-se către un domn îmbrăcat bine, se ploconi zâmbind. Poftiți, domnule, poftiți înainte! Din depărtare, un șuier prelung și răgușit spintecă aerul. Vine, vine, fierbea lumea neliniștită, îmbăxindu-se în ruptul capului spre ghișeu. Făți bunătate, domnule, și ne dă două până la salva, că ne lasă aici mașina. Stărui Nicolae tabără din dosul rampei, întinzând mâna cu gologanii peste capetele oamenilor. Gura prostule! Îl împunse șeful, morocănos, aruncându-i o privire cruntă și disprețuitoare, apoi închise repede ferăstruica. Țăranii se holbară uluiți unul la altul. Cred că nu ne dă!" Se auziră printre dânsii câteva voci pline de spaimă, în vreme ce o buduhaiță de femeie limbută striga în gura mare. oh, bată-l scârba să-l bată, că mânios l-a mai făcut Dumnezeu!" Șeful însă se duse numai la aparatul telegrafic, unde bocănii de două ori. Pe urmă iar se întoarse la geam. Și trenul se apropia mâncând pământul scârțitul sfârșietor al roților, pufăitul obosit al locomotivei, se topeau într-un răzbubuit surd, aspru, care creștea mereu. Apoi, repede intră în gară și se opri brusc. Conductorul sări jos cel din tâi și urlă hodorogit. Năsăud o minută! Câțiva călători coborâră grăbiți, luptându-se să străbată printre cei de pe peron, care năvăliră furtunatic asupra vagoanelor. Unde mergeți, proștilor? Răcni conductorul către țăranii care alergau zăpăciți în sus și în jos, neștiind unde să se urce. Nu acolo, mă, mai la vale, prostule, mai la valez vagoanele pentru boi. Conductorul striga și zâmbea mulțumit de sine că a spus o glumă minunată. Când și când arunca priviri pline de înțeles unui domn Bondoc, care se uita la dânsul și l-asculta cu un surâs de admirație pe buze. La ghișeu lumea se rărise de-a binelea. Abia vreo câțiva țărani bătrâni și slăbănogi mai forfoteau și se înghesuiau, parcă ar fi stat pe jăratic. Nicolae cu feciorul și cu baba care acum se ținea de dânsii ca scaiul de oaie, alergând neîncetat de la un capăt al rampei la celălalt, priveau rugători în răstimpuri la vardistul care le răspundea printr-o încruntare din sprâncene și la șeful care țăcănea biletele și îi mătura cu sulițe de dispreț când din întâmplare îi cădeau înaintea ochilor. În cele din urmă însă ajunseră și ei la ferestruică. Două până la salva!" zise Nicolae plăștit, murmurând gologanii un suroși pe tabla albă de marmor. Altădată să te înveți minte, mojicule, îi sâsâi șeful aruncându-i biletele. Iartă, domnule, iartă-ne și nu ne năpăstui, bâlbâi bătrânul umilit, că noi suntem proști, păcatele noastre. Pe semne așa ne-a lăsat Dumnezeu, proști și necăjiți și nepricepuți, păcatele noastre. Dar dumneavoastră trebuie să fiți mai iertători că sunteți oameni învățați. Hai, pleacă, daci, să nu te mai aud flecărind. Mi-e scârbă și îmi vine rău când vă văd. Izbucni șeful strâmbând din nas, apoi trânti geamul și scuipă cu greață. Nicolae Tabără stătu o clipă nemișcat, clătină în cetinel din cap, întrebător și nedumerit, pe urmă ieși sprinten, urmat de fecior și de babă. Când ajunseră pe peron, auziră glasul ascuțit al conductorului. Gata! Se repeziră tu trei înainte spre locomotivă. Apoi, la mijlocul drumului, își luară seama și se întoarseră. Urcă-te, mă, urcă-te! Bătute ar Dumnezeu să te bată, prostule! Zbârnâi prin aer vocea aspra a conductorului. Nicolae se avântă pe scările unui vagon, în ale cărui ferestre zărise capete de țărani. Se cățără de clanță și o smuci cu putere, dar ușa nu îngădui și trenul șuieră prelung și începu a bubui și a fosăi. Urcați-vă, mă, urcați-vă! Fulgeră din nou conductorul, bățăind din mâini și din picioare. Bătrânul se dădu repede jos și se azvârli la altă ușă, în vreme ce trenul începu a înainta avuind, iar baba se bocea amarnic, frângându-și mâinile. În clipa aceea însă, conductorul se năpusti ca un vies pe asupra lui tabără, îl înhăță de după cap, îi trântiu un pumn în ceafă și îl îmbrânci pe scări la vale. Feciorul cu baba stăteau deoparte ca doi pociumbi și se uitau cu ochii sticloși de spaimă. Să vă sculați mai devreme, putre gaiule, și să nu mocoșiți, firați ai dracului să fiți! Răcni conductorul dispărând într-un vagon. Nicolae Tabără se prăvăli grămadă cu obrazul împruntiș și sângele îl prididi pe gură și pe nas și așa rămase un dram de vreme, neclintit ca un mort. Creierii îi vuiau, iar sufletul îi sângera și îl durea mai strașnic ca rănile feței. Apoi se ridică în cetinel, clătinându-se pe picioare. Își terse sângele cu poala cămășii și aruncă o privire mută în urma trenului, care se pierdea în ceața zorilor. Un val amar de vorbe îi răsări în suflet, dar buzele lui crâmpoțite de-abia putură rosti oftând. Nu vă ajute Dumnezeu Sfântul! Printre nourii bolbocați în văzduh, la răsărit, o trâmbă de lumină cireșie se zvârcolea și se întețea. Tabără își avântă povara în spinare și porni încet înainte pe o cărare spinoasă, cu capul plecat, cu inima urnită, iar feciorul și baba, tăcuți și îngândurați, îl urmară pârjol. Din noianul negru de nouri însă, Soarele scăldat în sânge își înălța biruitor capul și împroșca în fețele drumeților o beteală de raze purpurii. Sfârșit